Atât guvernul Câțu, cât și miniștrii USR Plus nu au făcut nimic pentru Spitalul Județean din Mehedinți, locuitorii fiind indignați de această lipsă de interes din partea celor aflați la conducerea țării. Mehedințenii afirmă faptul că ce se întâmplă acum în țara noastră nu s-a întâmplat nici pe timpul războaielor. Situația sanitară din România este din ce în ce mai gravă, oamenilor fiindu-le teamă să nu ajungă în spitale, deoarece condițiile sunt inumane. Miniștrii USR Plus de la Sănătate și în special Vlad Voiculescu sunt principalii vinovați pentru catastrofa sanitară în care se află acum România. Ei aveau obligația să pregătească valul 4 și nu au niciun drept să acuze acum că n-au primit bani sau putere de decizie, după ce au stat luni de zile în funcția de ministru fără să aibă nimic de obiectat. Niște condiții vitrige, nu poți să te internezi. Eu, de exemplu, am diabet. Eu trebuie să dau telefon, să mă programez, stau la rând și păcate amărâte. Niște derbedei ne conduc. Ne conducem oameni ca lumea. Derbedei. Toți sunt, dau unul la unul. Mă uit, mai băgă și pe chiolul ăștia. La ce dragă? Guvernul zero. Doamne, am atât ne-a prostit-o așa, mă? Păi bune, au furat ei banii. Au furat banii, vedeți-vă de treabă, n-a ajutat. Vedeți să moare pe capete. Ca la război, nici la război nu se murea ca acum. E nenorocire ce, vai de noi, acum să n-ajungă nimeni pe la ușile doctorilor, că-i jale. Acum trebuie să ne păstrăm, să stăm cât mai... Bine, eu stau la țară, într-adevăr, nu vin o dată pe lună, de-mi iau medicamentele, de... Nu. Noroc că avem un primar de cea mai bună calitate. Niciun primar n-a făcut ce au făcut acești acum. Să știți și dumneavoastră că dacă spitalele ar fi fost ajutate de stat, nu se ajungea în această situație, nu se ajungea la această catastrofă națională. Astăzi, românii au ajuns să sape gropile din cimitir cu excavatorul, pentru că în lunile precedente, Vlad Voiculescu și ceilalți interpuși ai săi au fost mai interesați de privatizarea serviciilor medicale și de controlul achizițiilor din sănătate, decât de pregătirea sistemului sanitar pentru mult anunțatul val 4 al pandemiei. Miniștrii USR Plus de la Sănătate, în frunte cu Vlad Voiculescu, sunt direct responsabili pentru pacienții arși în spitale, pentru numărul insuficient de paturi de la ATI și pentru lipsa generalizată a medicamentelor pentru tratarea bolnavilor COVID care mor cu zile și aglomerează cimitirele din România.